tot apar știri că o să crească prețul la pâine. Și lumea se întreabă, am avut producție record și la grâu și la porumb, de ce acest lucru? Și am solicitat acest grafic. Partea bună este că la ambele produse se observă față de perioada anterioară, adică față de medie, îmbunătățiri de randamente. Și apropierea, să zic așa, randamentelor noastre de cele din Uniunea Europeană. În cazul grâului s-au depășit o medie a randamentelor de pe plan internațional. Asta e un lucru bun. Agricultura românească a progresat. În partea dreaptă, hai să spunem un lucru mai puțin bun, adică chiar dacă am avut producție mai mari, în Europa producție mai mici, creșteri de prețuri, noi suntem foarte legați în ceea ce vrește cereale, nu mai suntem o economie închisă de prețurile de pe piața europeană. Cu alte cuvinte, există acest risc. Avem prețuri mai mari la produsele din grâu și porumb.